Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în această zi de 25 aprilie, ai o minte ascuțită și ești mult mai aventuroasă decât alți tauri. Pentru orice schimbare, ești pregătită atât din punct de vedere fizic cât și moral. Etern optimistă, nu ți este frică să-ți asumi riscuri, mai ales dacă recompensa pare atractivă. Ești o idealistă activă și foarte sensibilă la nevoile oamenilor, dar te înconjuri cu o aură de mister, care îi forțează pe alții să ghicească cine ești cu adevărat. Comportamentul prietenos și sociabil este predispus la schimbări de dispoziție și la dorința de singurătate. Cu toate acestea, îți plac oamenii și oamenii te iubesc. Farmecul și inteligența ridicată îți atrag mulți admiratori tu ai capacitatea unică de a-ți face simțită prezența fizică oriunde. Nu trebuie neapărat să ai o statură puternică, de îndată ce apari în cameră, toți oamenii ți acordă imediat atenția. În credințele tale, precum și în poziția ta față de viață, nu se pot găsi niciodată slăbiciuni. Tu îți cheltui cea mai mare parte a energiei pe autoafirmare și încerci să o faci cât mai curând posibil. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: rezistență, bunătate și suflet, putere creativă, diplomație. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje. Te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces, Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă astfel încât o dragoste ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipo. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona banii. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a juca împotriva regulilor. Ești foarte inteligentă și activă, atitudinea ta antreprenorială este dezvoltată mult mai puternic decât la ceilalți tauri. Schimbările nu te sperie, ești gata pentru ele în orice moment. Riscul și aventurile nu te sperie, optimismul tău este inepuizabil, deși ești idealistă, ești extrem de activă. Atentă la alți oameni și la nevoile lor, îți place să te înconjuri cu imaginea misterului, astfel le atragi oamenii spre tine însă-ți, tu schimbi adesea starea de spirite de la deschidere și sociabilitate la comportament nesociabil și dorința de a fi singură. Ești carismatică și inteligentă și prin urmare, foarte populară, tu ești interesată în primul rând de, de acțiuni, mai degrabă decât de, de vorbit în gol, adevărat tu recurgi adesea la expresii vorbite, dar întotdeauna pornești de la considerații de oportunitate. Trebuie remarcat că forța ta se află în convingerea cu argumentele tale. Tu eviți expresiile valate, frazele ornate, și abordezi imediat esența întrebării. În realitate, poți fi prea dură și simplă. Cu toate acestea, ești predispusă la vorbire sofisticată? care este foarte atractivă pentru ceilalți. În relațiile personale, trebuie să îți controlezi natura imperioară și să nu domini copiii sau partenerul de viață. Deoarece ești iubitoare de călătorii, absența ta temporară în familie sau la slujbă devine imediat observabilă, ca și cum un vis se formează în spațiul vieții. Astfel, se poate spune că ești puternică nu numai în prezența ta fizică, ci și prin absența ta. Și totuși la locul de muncă nu trebuie să atragi prea multă atenție. Cel mai mare test pentru tine este depășirea pragmatismului excesiv, prea ocupată cu probleme presante, ignori necesitatea de a te pregăti pentru o viață viitoare după moarte. În acest sens, este foarte util pentru tine să ai un lider spiritual sau un învățător, care să-ți poată explica valorile ființei și să te ajute să te ridici deasupra lumii materiale. De regulă, nu ești caracterizată de o constituție puternică, însă cauți sentimente puternice, dar aceste lucruri amenință adesea existența ta neclară. Nu ți se poate refuza curajul personal, deoarece nu te ascunzi niciodată de conflicte sau de o luptă deschisă. De obicei, din astfel de bătălii, ești învingătoare datorită rezistenței de invidiat. Este periculos să ai dușmani? Deci alții ar trebui să depună toate eforturile pentru a menține relații bune cu tine. Pentru tine, nu este suficient să ai o idee sau un plan în cap, trebuie să-ți realizezi planurile. Totuși, aceste lucruri nu înseamnă deloc că ești indiferentă față de teorii, în plus, din când în când, ești prea departe de fanteziile tale, dar principiul original este că orice idee ar trebui să funcționeze pragmatistă și realistă până în măduva oaselor, disprețuiește ipocriții și vorbitorii care distrag atenția doar asupra cauzei. De aceea îți alegi atent prieteni și tovarășii. Dacă ești angajat într-un anumit domeniu de activitate, îți pui cariera deasupra familiei și prietenilor, deși poți fi foarte scrupuloasă în îndeplinirea îndatoririlor față de cei dragi, foarte încăpățânată, adesea te lipsești de opiniile altora, în special cele ale copiilor tăi, pentru tine, ar putea fi o problemă să accepti realitatea așa cum este, din moment ce cel mai important este ceea ce tu însă-și dorești. Pentru a atinge dorința, tu mergi mai departe, ca un buldozer, îndepărtând toate obstacolele pe drum. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de diferențe de natură, ești pământană, dependentă și curajoasă. Este una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 25 aprilie soartata, tu ai o calitate izbitoare și unică, întotdeauna să fii în centrul atenției, dacă intri pur și simplu în cameră sau te alături companie prietenilor. Toți ochii se întorc imediat în direcția ta și acest efect este adesea realizat fără efort vizibil din partea ta. Ești foarte dinamică și veselă, cu o poziție față de viață clar articulată. Cunoașterea de sine și autoafirmarea devin scopul tău de la naștere. Stilul comportamentului tău va depinde de cine vorbește în prezent și de situația specifică. Aceste lucruri te face atractivă capacitatea de a alege tactica corectă de negociere și de a exprima în mod clar punctul tău de vedere îi impresionează pe cei din jurul tău. Datorită capacității tale uimitoare de a atrage atenția, ai o influență puternică asupra celorlalți, chiar dacă dintr-un anumit motiv ești absent în viața celor dragi și a prietenilor, tu nu ești uitată niciodată și ești așteptată cu nerăbdare să te întorci. Tu ai de asemenea tendința de a-i suprima pe cei din jurul tău cu calitățile tale de caracter ferme, care nu au întotdeauna un efect pozitiv asupra relațiilor din cadrul familiei, ar trebui să oferi o mică libertate copiilor și celor dragi, să utilizezi un stil de comunicare mai puțin autoritar, valorile materiale joacă un rol semnificativ în viața ta, poți fi uneori de un pragmatism extrem? care te împiedică să vezi o parte spirituală diferită a vieții. Un prieten sau mentor va deveni indispensabil în viața ta, el îți va influența perspectiva, te va ridica deasupra aspectelor materiale ale vieții. Totuși ar trebui să fii respectată pentru duritatea și fermitatea caracterului tău. Tu nu eviți problemele, ești obișnuită să rezolvi toate conflictele față în față, cu curaj și fermitate. Adevărat, Partea referasă a caracterului este o căutare constantă pentru aventură și emoție, care nu are întotdeauna un efect pozitiv asupra vieții tale. Uneori trebuie doar să te oprești și să-ți analizezi aspirațiile, este recomandabil să faci exact cum ai intenționat, sau merită schimbarea planurilor de dragul bunului simț, dragoste și compatibilitate, în relații strânse. Te străduiești pentru stabilitatea emoțională, dar ai nevoie de libertate și independență numai puțin. Dacă stai prea multă timp acasă, te plictisești, vrei să mergi mai departe, prin urmare, partenerul ideal pentru tine va fi o persoană care împărtășește dragostea călătoriei și aventurii, în familie ești întotdeauna principială, soarta copiilor este în întotdeauna determinată pe cont propriu, ei bine, dacă cel puțin te interesează opiniile copiilor, Cele mai bune uniuni -uni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă. Dar pasionale este posibilă cu scorpionul. Vărsători aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, la lucru. Ești apreciată pentru asertivitatea ta în atingerea scopului, te distingi prin dinamism, nu îți place să vorbești inactiv și să te lauzi în fața colegilor, ești gata să mergi drept pentru a-ți atinge dorința. În mintea ta există întotdeauna un plan clar de acțiune. Desigur, nu ești lipsită de un anumit grad de fantezie și reverie, care te fac o personalitate foarte versatilă. În munca ta, Ești rapidă și energică. Tu îți justifici mereu principiile și poziția, astfel încât să nu existe nicio diferență în armura ta. Autoafirmarea pentru tine este departe de un sunet gol. Adevărat, tu preferi să te afirmi mai degrabă prin acțiuni, decât prin cuvinte, pentru că nu-ți place să te afișezi într-o lumină falsă. Dar când vorbești, ești întotdeauna scurtă, clară și la limită. Metaforicitatea în vorbire evită ambiguitatea și formularea vagă. Cu toate acestea, dacă este necesar, vei demonstra o bună stăpânire a oratoriei. Unul dintre principalele pericole care te amenințe este un stil de viață prea pământesc și practic. Adesea, în căutarea valorilor materiale, neglijezi dezvoltarea spirituală și nu crezi deloc despre suflet, despre lucruri subtile, despre întrebările filozofice de bază ale ființei, ești însă foarte rezistentă, prin urmare adesea te găsești printre câștigători, ești întotdeauna un rival foarte periculos, așa că este de preferat ca oricine să fie prieten cu tine. Principiul tău constă doar în idei utile, îți place să visezi, dar toate ideile tale sunt întotdeauna aplicabile în practică, sănătate și boli. Punctul slab al organismului tău este sistemul cardiovascular. Tu ai de asemenea o tendință către afecțiuni ale stomacului, ulcere gastrice și duodenale. De asemenea, poți suferi leziuni la locul de muncă la nivelul membrelor. De aceea este foarte important pentru tine să-ți organizezi activitățile astfel încât să reduci la minimum încărcătura corpului tău ar trebui să urmeze o dietă și să-ți limitezi consumul de alcool, să fumezi mai puțin pentru a-ți proteja vasele de sânge și, desigur, să fii mai puțin nervoasă. În general, ar trebui să fii foarte atentă la stresul la care îți supui corpul. Ar trebui să-ți consulți periodic medicul despre procesul metabolic intern, cantitatea de colesterol precum și de substanțe nocive în corpul tău. În niciun caz aceste lucruri nu ar trebui neglijate dacă lucrezi în industrii periculoase. În ceea ce privește odihna și ameliorarea stresului, dansul, cântatul și muzica sunt perfecte pentru tine. În dietă fii cu ochii permanent pe consumul de colesterol, în special la grăsimilor animale. Fii atentă la o absorpție suficientă a vitaminei și a uleiurilor vegetale care sunt bune pentru inimă. Sucul proaspătă de ananas. Ar trebui să înlocuiască cei 2 litri de apă necesari în fiecare zi. Destinul și norocul, tu ai o personalitate extraordinară, un caracter complex, multifacetat. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât caracteristicile personajului sunt îmbunătățite. Ești o persoană înzestrată cu o varietate de talente și poți primi multe lucruri cu ușurință. Principalul lucru este ca să crezi în tine însăți. Astfel încât să-ți îndrumi forța și abilitățile într-o direcție pozitivă, apoi viața ta va străluci în culori de curcubeu, va fi o armonie în viața ta, vei fi fericită. Sfaturi pentru tine, ești foarte pretențioasă în alegerea colegilor și a prietenilor, pentru tine, imaginea realității pe care ți-ai creat-o pentru tine însă-ți este foarte importantă. Astfel încât tu poți trece cu vederea cu încăpățânare ceea ce nu vrei să se vadă în imaginata despre lume. Tu poți avea probleme cu acceptarea filozofică a realității așa cum este ea. Astfel te poți transforma într-un dușman pentru tine însă Uneori nu se poate lucra prea ușor cu tine. Acceptă faptul că și ceilalți au dreptul la opinie, să nu fie de acord cu tine. Învață să înțelegi și drumul lor fi îndurătoare cu cei care visează, dar care nu au la fel de multe reușite ca tine. Nu fi răzbunătoare, până la urmă tot tu vei avea de suferit. Merită totuși să ai o atitudine mai puțin critică și aspră față de opiniile altora, de le oamenilor mai multă libertate de exprimare. Oprește-te de a lua totul prea aproape de inimă. Ce cadouri ți se potrivesc? o femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să reține că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu acești prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.